Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre un sondaj care a fost făcut public pe parcursul zilei de ieri și a fost realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Salut prezența în studio a domnului Valentin Beniuc, rector IRIM. Bună seara, domnule Beniuc, bine ați venit. A domnului Dumitru Roibu, activist civic, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Anatolie Prohnitski, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova, bună seara și bine ați venit, domnule Prohnitski. Bună seara. Domnule Beniuc, cu dumneavoastră aș vrea să încep această discuție. De regulă, discuțiile se axează de regulă pe faptul cât de credibile sunt sondajele de opinie și dacă merită să le luăm în calcul, cu atât mai mult cât anul 2018 este un an dublu electoral, am putea spune, pe de o parte avem alegerile locale din Chișinău, pe de altă parte urmează să se desfășoare și alegerile parlamentare. Haideți să vedem, dumneavoastră în calitate de specialist în domeniul relațiilor internaționale și nemijlocit, sunteți cu ochii, bănuiesc, pe tot felul de cifre, tot felul de evoluție pe scena politică, cum priviți sondajele de opinie în acest an în mod special? În general, sondajele sunt un instrument care este aplicat mai ales actualmente în mai multe sisteme politice, în mai multe țări. Deci acest instrument dă posibilitate, oferă posibilitatea de a măsura niște indicatori în ceea ce privește liderismul politic, concurența politică și este ceva obișnuit. Dar referindu-ne la Republica Moldova, numai decât trebuie să ținem cont de psihologia socială, care este oarecum specifică, una specifică, pentru că, de exemplu, la noi nici de cum nu se, hai să-i spunem așa, nu se primet exit poll-urile, deci omul când iese de la urnele de vot, nu întotdeauna este sincer, nu întotdeauna, nici pe departe nu este sincer, de aceea este o problemă în ceea ce privește activitatea sociologică la noi în țară, dar și la sondajul sociologic, care este unul așa relativ mai unanim, pardon, este unul relativ mai intim, mai mascat, nu întotdeauna oamenii sunt sinceri, ei oarecum stăruie să păstreze anonimul și să nu divulge intențiile pe care le are el. Domnule Beniuc, atunci când vorbim, iată, colegii noștri din media s-au grăbit să titreze ceva de genul că patru partide acced în Parlament, era vorba de PSRM, PAS, PD și PPDA, asta însemna că staful acestor partide nu ar trebui să se culce pe urechi, iau în ghilimele de rigoare, pentru că acești indicatori sunt unii relativi? Da, inițial întrebarea cum sună? Era vorba despre faptul că dacă acești indici pe care ne-au propus, ei sunt credibili, asta ar însemna la sigur că aceste partide vor accede în Parlament? Uitați-vă, de multe ori partidele spun că noi facem sondajele noastre interne și da. Este o chestiune extrem de costisitoare și nu fiecare partid, chiar unul bine dotat din punct de vedere financiar, reușește ca să facă acest sondaj sociologice. În afară de aceasta, chiar dacă ai bani, îți trebuiesc foarte buni specialiști. Pentru că întocmirea întrebărilor, acolo sunt nu doar întrebări directe, dar o serie de întrebări capcane, care oferă posibilitatea specialistului ca să facă o analiză comparată. Da. Deci este o chestiune extrem de complicată și complexă și nu fiecare partid sau nici pe departe partidele politici poate să-și facă sondajele sale proprii. De aceea, ei sunt nevoiți ca să creadă în sondajele care se construiesc de către specialiști, de către aceste structuri specializate, însă, fără o analiză colaterală, nu îi sprevești a-ți afla locul și rolul tău în societate ca partid politic. Ce am eu în vedere? Dacă luăm în considerație sondajele anterioare, deci acolo vedem o diferență destul de serioasă dintre cele anterioare și actualul sondaj. În special, în ceea ce privește integrarea în Uniunea Europeană sau integrarea euroasiatică, adică vectorul de politică externă. În anterioarele sondaje, eu nu vreau să spun cei care au organizat aceste sondaje, dar cifrele sunt clare. Deci, undeva în jurul la
47% pledează pentru Uniunea Europeană, iar vreo 32-34% aproximativ spun pledează pentru Uniunea Euroasiatică. În ultimul sondaj este tocmai invers. 46% pledează pentru integrarea în Uniunea Vamală, Uniunea Euroasiatică, iar 37% undeva pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană. Deci este o diferență foarte serioasă și atunci ne face să gândim că aceste sondaje uneori sunt oarecum construite ori la comandă, ori în mod, mai premeditativ, ca să aranjeze niște vectori de gândire a populației. Deci, spun eu că partidele politice, ce n-ar spune, ele sunt nevoite să ia act de aceste rezultate și să orienteze și să-și redreseze acțiunea și mesajul politic după aceste sondaje. Da? Domnule Roibu, atunci când au fost întrebați concetățenii noștri care este persoana politică din Republica Moldova în care au cea mai mare încredere, nu s-a schimbat acest clasament. Vorbim de Igor Dodon și Maia Sandu. Este altceva că procentajul este unul destul de semnificativ, dar există și o diferență esențială. Igor Dodon 52,6, Maia Sandu 21,6. Întrebarea mea este, se menține acest indice din campania prezidențială? Domnule Roy. Din campanie prezidențială și mai cu seamă din turul întâi al alegerilor. Doar atunci când au fost anunțate rezultatele alegerilor, au fost foarte multe speculații la capitolul că au fost trișate, că au fost falsificate alegerile, că președintele actual Igor Dodon i-a fost atribuit în mod eronat mai multe voturi și că nu ar fi reflectată pe deplină dreptate opinia și intențiile de a vota a poporului moldovenesc. De fapt, vedem că sondajele ultimele și în serie, da? Chiar și sondajul realizat de Institutul Republican IRI, da? American, care spune că președintele Dodon are cea mai mare încredere din partea populației. Sondajul actual arată 52,6%, mai înseamnă 21%. Domnule Roibu, dar ar fi și corect ca președintele să aibă cea mai încredere în mare încredere? Bun, noi am mai avut președință în țară și nu totdeauna încrederea în președinte a fost cea mai mare. Încrederea în instituția prezidențială? Da, evident. Încrederea în instituția prezidențială, de când a venit la conducerea acestei instituții Igor Dodon, ea se află în top, ea a crescut și trece permanent peste 50%. Mai înseamnă am văzut că în perioada electorală și în perioada speculațiilor și acele perioade destul de complicate din punct de vedere politic, i-a reușit să aibă în sondaj o susținere evidentă. Dar care mai apoi vedem că ea scade înapoi, acest balon se sparge și de fapt Maia Sandu cade la nivelul real, vorbesc despre reprezentarea ei în teritorii, despre acțiunile pe care le întreprinde, despre prezența în mass media, de exemplu, despre inițiativele cu care vin în societate. Iată, eu aici văd că se scrie că în următorul parlament ar accede 4 partide politice, dar cum rămâne? Era discuția între Maia Sandu și Andrei Năstaschi, merg în bloc electoral la alegerile parlamentare. Lucrurile astea trebuie prevăzute în viziunea mea din timp, ca ei să nu ducă în eroare alegătorii lor, în primul rând. Iată un alegător, PPD, el cu cine va vota la alegerile parlamentare? Cu Năstaschi, cu Sandu sau cu ei împreună amândoi? Deci asta nu este clar. Dar în ceea ce ține ratingul președintelui, dar și din cât se vede a Partidului Socialiștilor, el rămâne în continuare a fi cel mai mare. Ca exemplu, bun, pentru oamenii care stau mai mult în mediul virtual, puteți să luați un exemplu simplu, sunt tras pe pagina Maia Sandu, sunt tras pe pagina lui Igor Dodon și al Andrei Năstase și uitați-vă, în primul rând, oamenii, aceste personalități, când postează ceva pe paginile lor personale, în primul rând, la ce se referă asta? Una este când tu vii cu o declarație, alta când tu vii cu o critică sau cu un mesaj anumit și altceva este când permanent publici lucrurile care le-ai făcut și care intenționezi să le faci. Dacă mă refer aici că cei cu ce se ocupă acești politicieni diferă foarte mult de la caz la caz, președintele Igor Dodon, chiar dacă nu luați ultimele proiecte, inclusiv și activitatea Fundației Primii Doamne și activitatea președinției și vizitele psihotare și reparația președinției fără a pune la bătaie bugetul de stat și construcția terenurilor sportive pentru copii în țară, uitați-vă că dacă atunci când s-au fost alocați bani pentru reparația școlilor,
camionilor și autobuze și mai departe, banii din partea guvernului se distribuiau în mare parte în satele care erau controlate de către Partidul Democrat sau primari care au mers pe liste pe LDMS sau alte partide și au trecut la Partidul Democrat, atunci Igor Dodon, de exemplu, merge la Băcioi și pune teren de construcție, chiar dacă acolo primarul este un primar unionist și da. Așa cum s-a exprimat și președintele Dusk Plută. Da, președintele a făcut-o nu pentru primar, nu pentru a-și întări organizații de partid în teritoriu, dar pentru oameni. Oamenii asta observă și respectiv răspundesc. Domnule Prochnițchi, dumneavoastră în această seară, într-o oarecare măsură, reprezentați și partidele extraparlamentare. Întrebarea mea este simplă, dar în același timp plină de substanță. Ați discutat cu ceilalți colegi de partid de ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare, pentru că cei care au șanse de a accede în Parlament și cei care s-au aventurat în tot felul de declarații zic că ba susțin un candidat unic, ba nu susțin. Ce se întâmplă totuși în politica partidilor extraparlamentare, dacă îmi permit să zic așa? Da. Eu aș vrea să vorbesc puțin despre sondajul de opinie publică. Toate sondajele de opinie publică sunt un produs. Și desigur că toți ne dorim ca să fie orice produs în Republica Moldova să fie de calitate. Însă realitatea ne dovedește că nu totdeauna este așa. Vă referiți și la acea marjă de eroare plus minus 3% sau vă referiți Eu mă refer la calitatea produsului. Sondajul este un produs. Da. Așa? Și dacă și ultimul sondaj, precedentele, și putem să vorbim foarte mult, care a fost, cât de corect a fost prognoza, ori rezultatul studiului mai precis, da, a multor sondaje. Nimeni nu vrea să analizeze, dar de multe ori ele nu au, realitatea n-a corespuns studiului ăsta, în mare măsură, nu 3%, mult mai mult. De ce? Pentru că ori unele sunt trecute la comandă și au drept să o facă care are bani, cum a zis și domnul Beniuc, așa, și toți ceilalți. Poftim. Însă, de multe ori, iarăși zic, este un produs care cu un rezultat bine determinat ca să influențeze opinia publică. Și se încep fel de fel de discuții și influențare asupra psihicului alegătorului că, uite, cam așa este situația, cam pe ăștia ar trebui să-i votați, ori ăsta ar fi mai bun și altul mai puțin bun. Acum, dacă să vorbim despre, că văd că mult colegul vorbește tânăr, laudă președintele și foarte bine că o face. Că spuneți, fiecare are punctul de vedere. Da. Așa. Noi, în Republica Moldova, am avut situații când o mare parte a populației și a alegătorilor nu era satisfăcută de rezultatele alegerilor. Vorbim de când au venit comuniștii la putere. Însă puțin și-au pus întrebarea, dar de ce populația i-a votat? Pentru că precedenții au avut greșeli. Eu cred că și aici foarte multe partide pro-europene, care unele se declară, trebuie să demonstreze că ei pot face și sunt diferiți de precedenții, dar să nu mergem pe situația când partidul care atunci era fruntaș în coaliția asta, aceasta Alianță pentru Integrare Europeană și la urmă liderul a nemerit unei a nemerit, da? Și a mințit și vedem toți și furtul miliardului și, tot, și foarte mari probleme. Lumea a crezut. Nu poate să creadă și poate dorește altcineva. Nu că e rău, că e bună, dar își dorește. Și nu trebuie să învinuiești nu știu pe cine, pe oricare rezultate. Și se referă la partidele extraparlamentare. Da, corect, ați pus întrebarea. Niciun partid extraparlamentar, marea majoritate, fără, zic așa, rugăminți, ori adresări specifice când se inițiază acest sondaj, n-a nimerit în chestionar. Eu personal am depus și în scris, așa, unde mers la Academia de Științe și am vorbit și cu unii directori de centre, de sociologie, de, mă rog, zic, de ce?
Nu includeți Partidul Verde Ecologist. Doctrina verde, ce nu interesează pe nimeni, Republica Moldova. Păi știți, la noi e așa, e... înțelege cum vrei. Ori trebuie să insiști tare, cu diferite metode, nu știu care, dar noi nu. Și cam asta e. Ci se, de atâta și nu sunt prezente și partidele extraparlamentare care poate sunt inovatoare și au dreptul să fie. Deci să nu fie pus acolo. Cât cineva ar veni cu un contraargument, ar zice că sunt pasive. Nu sunt prezente în viața politică. Păi știți, depinde ce să fie pasive. Dacă ne referim la Partidul Verde Ecologist, era o dezbatere la, da, la alegerile locale, da? Precedente. Și un formator de opinie, un analist politic, invitat de serviciu la o dezbatere, ce puteți vorbească. Și eu îi zic, dumneavoastră vorbiți ca în 37. Eu opera lui n-am citit-o, dar eu îl condamn. Zic, dumneavoastră ați citit informația măcar pe site-ul partidului, să intrați ca asta, asta, asta. Scuzați, vă rog, eu n-am fost corect. Pentru că nu se informează. Și se dorește ca să vadă ce face un ONG, un partid, nu știu, se dorește ori nu. Nu cred că se dorește. Așa, știți, ea da. Mai... Acum ce se referă la candidatul unic, ați zis că, da? Da. Au fost, după aceea să aflăm și punctul de vedere a domnului Benic. Da. Au fost discuții diverse, începând de luna ianuarie, mai precis decembrie, când Mișcarea Civică Europeană, deputați din primul parlament și o mare parte din societatea civilă, au inițiat ca să fie formată această mișcare și să fie formată ulterior o listă națională la alegerile parlamentare. Partidul Verde Ecologist a avut întâlniri cu reprezentanții, am scris o chestie bună, am acceptat-o cu toți colegii și au urmat ulterior discuții care am înțeles că s-au stopat la unele două megapartide, așa se socotei, recent apărut. Da. Bun. Domnule Beniuc, haideți să vorbim un pic. Domnul Prohnițchi spunea ceva mai devreme despre faptul, atunci când era întrebat de pasivitatea și de activismul partidelor extraparlamentare. Eu aș vrea să privim pe ansamblu, să vorbim. Astăzi se mai votează liderul sau se votează partidul? Omul identifică partidul cu liderul și viceversa? Da, omul, alegătorul cu alte cuvinte, votează liderul. Mai votează liderul. Și atunci, mă scuzați că intervin, da. Ar fi cazul, poate o locomotivă, nu aruncă acum piatra în partidul nimănui, dar alte locomotive mult mai puternice pentru accedere în Parlament, pentru că ăsta e scopul esențial al unui partid politic, accederea la putere. Absolut. Deci, domnul Prohnițchi a vorbit corect, că doctrinile politice nu prea se citesc, iar dacă se citesc, atunci este greu de pătruns, din perspectiva faptului că ele tare seamănă unele cu altele. Doctrine, programe. Mai mult ca atât, foarte multe falsuri sunt în aceste doctrine. Dacă e să luăm doctrina liberală împărtășită de către Partidul Liberal, atunci eu în acțiunile lor nu găsesc liberalism. Deci când le este convenabil, ei pledează pentru bunăstarea oamenilor, pentru asigurarea lor socială, pentru un stat social, pentru mai multe chestiuni, care, elemente care sunt constitutive ale doctrinii. Da, ale doctrinii și ele nu se află în practica politică. Deci, partidele intră în grădina unui altuia, preiau diferite elemente. Poate lucrul ăsta este și firesc, dar nu atât de brutal cum se face la noi. Deci, alegătorul este foarte complicat ca să înțeleagă a cui și care doctrină. De aceea, ei se orientează mai bine, în primul rând, la liderul politic, pe el și îl votează, pentru că, vedeți dumneavoastră, liderul politic și este locomotiva acestei structuri, partidul, care accesează la putere. Iar apoi se orientează după partide. Deci, în primul rând, spre lider, iar apoi spre partidul politic. Dacă partidul politic este unul bine mediatizat, foarte bine cunoscut, atunci ăsta devine cu timpul așa un fel de brand, așa un fel de
de stea care este recunoscut între stele, hai să spunem așa, mai mari sau mai mici. Da. Și atunci lucrul ăsta, el se dublează în puterea sa. Atât liderul, care este arhicunoscut, cât și partidul, care este un brand. Așa, el, aceste lucruri fiind arhicunoscute, dau rezultate foarte serioase la alegeri. Dar la baza tuturor acestor doi factori, două elemente, da, stau, este, cum s-ar spune, opinia publică, care este una de edificare. În limba rusă e rucat fornă. Pentru asta trebuie să ai foarte mulți bani, foarte multă susținere pentru a mediatiza mesajul tău, doctrina ta, liderul tău, partidul tău și a acționa asupra alegătorului, căruia îi și formezi opinia despre tine. Este un proces extrem de complicat, costisitor, mă rog, asta e democrația. Noi am crezut că de la început că e prea simplu. Foarte costisitor și atunci noi culegem ceea ce s-au proeminat acum patru partide, care în fond au făcut foarte multă, au emanat multă energie politică, foarte multă, pe piață, în auditorii, la televiziuni și așa mai departe, pentru ca să-i atragă pe oameni. Și respectiv avem și procentele. Păi, domnul Beniuc, cred că ați fi de acord că în Republica Moldova noi avem formațiuni politice și formațiuni oligarhopolitice, în vedere care sunt un proiect bine gândit, finanțat și într-un timp scurt posibil să dea rezultat. Noi spunem ca model. Da. Domn Prohnițchi, pentru partid care a fost și a dispărut împreună și cu liderul și cu tot. Da, pentru că dumneavoastră ați intervenit în această discuție, chiar aveam o întrebare și tocmai este vremea ca să o acord. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ca lider al unui partid extraparlamentar, susțineți că se poate face politică fără bani? Pentru că am avut candidați în diferite campanii electorale care spuneau că eu am venit cu un leu, ca să nu dau nume și să nu atac la o persoană. Știți, fără... Vă rog, un răspuns închis ca să aflăm și punctul de vedere a dumneavoastră. Fără bani, e la posibil? General, e imposibil. Cu puțini bani, e posibil. Ceea ce a vorbit și domnul Beniuc, este societate, este cerința societății. Da. Ce se dorește acum? Care problema acum e mai acută? Pro-europeanismul, ori Uniunea Euroasiatică, ori mediul care ne afectează pe toți. Da. Domnule Roibo, vreau să revin la acest sondaj de opinie și cu permisiunea dumneavoastră o să citez din el. Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri locale pentru cine ați vota la funcția de primar general, vreau să mă opresc asupra poziției a treia și a patra. E vorba de Maia Sandu cu 10,2% și Andrei Năstase cu 6,9%. Vreau să ne spuneți de ce unii ar menționa că în politică se întâmplă și lucruri utopice. Pentru că dacă am merge pe calculul simplu matematic, am zice că Maia Sandu ar fi trebuit să fie candidatul pentru aceste două partide sau pentru întreaga dreaptă, reieșind din faptul că tot s-a mediatizat lucrul ăsta. S-a zis că, uite, mergem pe ideea de candidat unic, mergem pe ideea ca partidele pro-europene să ne susțină. De ce avem utopism în politică? Când au fost alegerile prezidențiale, au fost discuții foarte prinse între Partidul Acțiunii și Solidaritate al Maia Sandu și Partidul PPDA Andrei Năstase. S-a ajuns la concluzia, inclusiv prin insistența unor reprezentanți politici din Uniunea Europeană, ca candidat să fie Maia Sandu, pentru că este candidatul care, la sigur, va acumula mai mult procentaj, în sondaj avea mai mult la acel moment. Și respectiv Maia Sandu i-a revenit rolul să ducă această locomotivă spre alegerile prezidențiale, pentru că ea era persoana care avea cel mai mult încredere din partea opoziției extraparlamentare pro-europene. În ceea ce ține de alegerile municipale, locale, da, eu cred că i-a ajuns la un acord simplu, foarte de tot. Adică odată eu ți-ai, a doua oară tu îmi dai mie. Prima oară Năstase a dat voie să candidez la președinte cu Maia Sandu, acum Maia Sandu dă voie să candidez la primar. Deși da, în sondaj... Reieșind din ceea ce spuneți dumneavoastră, acești actori politici au un scop bine definit, intrarea în politică, dar nu contează pe care ușă, pe cea din spate sau pe cea din față. În viziunea mea ar fi mult mai cinstit dacă ei ar candida ambii împreună, într-a doilea tur, să ar vedea cine pe cine să ține.
Eu nu înțeleg de ce ei fac așa, doar fiecare, noi înțelegem că partidul își crește și își dezvoltă un electorat al său, încearcă să lege electoratul de partid prin anumite acțiuni permanente sau nu, dar ceea ce fac, asta e un fel de târg de electorat, adică eu nu candidez, hai toți deodată și o luăm susține pe el. De fapt, așa s-au simțit într-un fel părăsit sau mințit susținătorii partidului Platforma Demnitate și Adevăr la alegerile prezidențiale, pentru că ei nu o doreau pe Maia Sandu, dar au fost nevoiți să voteze pentru această persoană. Acum se va întâmpla invers, pentru că țineți-vă minte, foarte multe ori spunea în PAS că noi nu putem spune un candidat care are 1% în sondaj. Da? Nu, iată, Andrei Năstase nu este chiar așa departe de Maia Sandu, dar totuși este interesant cum Maia Sandu apare în sondaj chiar dacă nu ei nu candidează. Asta e, da, chiar vreau să... Domn Prohnițchi, întrebarea care a acordat, iată, vedeți, da. E un fir logic. De ce? În sondaje figurează unele persoane care nu și-au anunțat intenția, pentru că aici mai există poziția a doua și Silvia Radu, care până la această oră nu și-a anunțat intenția fermă de a candida la alegerile locale, și apare și Maia Sandu. Și dacă ar fi să sumăm toate aceste persoane cu procentul pe care l-a acumulat, vedem o ușoară creștere pentru liderul poziției Ion Ceban, reprezentantul PSRM. Cum vedeți lucrurile astea? Eu mai repet încă o dată. Sondajul de opinie este un produs. Și depinde de calitatea produsului. Și noi acum ne punem întrebări. Cu toate că, posibil, în chestionar a fost indicat pe cine ați dori să votați, ori pe cine ați susține, care nu este indicat candidatul cu tare, Năstase, nu știu care acolo, ca la primar, da? Și persoane posibil că au numit și Maia Sandu și Silvia Radu și Silvia Radu și celălalt. Este o întrebare în care scrie, da. Dacă duminică viitoare s-ar organiza alegeri locale, da. Pentru cine veți vota la funcție de primar general? Și acolo era lista, păi, oamenii s-au dat vot. Corect, pentru cine? Păi, eu spun de listă și de calitatea produsului, să nu zic altfel. Așa? Și dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Poziția secundă este Silvia Radu. Cum reușește ca să se claseze aici? Pentru că fiind într-un interimat, fiind o persoană care nu a fost activă pe arena politică... Știți, și la alegerile precedente, când se vorbea despre tancuri, rachete, eu am pus întrebarea, aduceți-mi, vă rog, un exemplu, într-un oraș de pe întreg globul pământesc, unde primarul unei capitale influențează asupra vectorului dezvoltării țării. Și mie nu mi-a răspuns nimeni. Așa și aici. Se speculează de multe ori pe diferite domenii. Eu cred că asta este o reacție a locuitorilor care sunt foarte decepționați de ce n-a făcut Dorin Chirtoacă. Și este o rază. Și o susținere și o apreciere a doamnei Silvia Radu. Ce va fi în electorală de acum, nemărginit, se va vedea rezultatele. Da. Domnule Beniuc, haideți să discutăm. Atunci când vorbim despre activitatea unui politician, sau cu permisiunea dumneavoastră să citesc, scrieți mai jos de ce activitatea anume acestui politician a meritat aprecierea dumneavoastră pozitivă. Și avem primele poziții, lupta cu corupția, onest, curajos, hotărât, sincer, corect. S-ar părea că sunt niște virtuți preluate din cărțile de religie până la urmă. Dar fiind ceva normal, concetățeanul nostru își dorește ca să fie un primar onest, cinstit. Deci, și există pârghii de control? Da. Eu vreau doar câteva cuvinte să spun despre ceea ce a atins domnul Prohnițchi. Vă rog, spuneți. Doar câteva cuvinte. Uitați-vă, sunt niște acțiuni politice, construcții, aproape ad hoc. De exemplu, Macron. Macron este o construcție politică aproape ad hoc, o persoană care a fost adusă în orbita marilor politici de către cine? De asemenea, de către oameni care sunt interesați și foarte bogați. Deci este o construcție a lor. Este vorba despre bănci, marele bănci, care au asistat acest proces ca el să devină președinte. Trump, de asemenea, a apărut ca un drăgușor din tabacheră, dar pe proprii bani. Și bani foarte buni. Miliarde s-a cheltuit pentru ca el să ajungă
președinte ale Statelor Unite ale Americii, după care el acum și mai regretă, zice că nu mai bine m-a stâmpărat și nu trebuie să devin. Dar bine, e o altă istorie. Domnule Beniuc, dacă înțeleg eu corect, politica este terenul de joc a oamenilor politici bogați sau oamenilor absolut, bogați? Absolut, absolut. Și nu este vorba de demos aici. Și nu este vorba, dacă să fim sinceri în ceea ce discutăm noi, evident că marele politici sunt construite de către marii proprietari, de către marele bogății, marii oameni. Și atunci treaba cu un leu în campanie electorală e un mit. Noi acolo putem acolo la nivel local să mai... Manipulăm. Nu să manipulăm, să fim manipulați. Dar și noi parcă să contribuim la ceva. Poate să mai vorbim cu primarul dacă ne mai primește acolo și mai departe. Dar la nivel global, politicile se fac pe bani mari, de oameni grei, de doctrine serioase, inclusiv. Asemenea și Silvia Radu. Silvia Radu este aproape ceva ad hoc, nu chiar asemănător cu Macron și cu Trump, dar la nivelul nostru ceva. Pentru că Silvia Radu a apărut din altă sferă. Cine este Silvia Radu? Acum de-abia aflăm. De ce are 18 și ceva, aproape 19%? Pentru că are o susținere extrem de serioasă din partea Partidului Democrat, care au montat în acest proces să devină primar al orașului Chișinău, capitala noastră. Acum, revenind la întrebarea pe care ați spus-o. Da, calitățile acestui... Noi tot visăm, pentru că ăsta, să fii cinstit, să fii înalt, să fii frumos, să fii tânăr, să știi 33 de limbi, să fii gospodar, să asculti... Ca și un tânăr ce urmează să se căsătorească, da. Da, 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 să fii. Asta e romantismul ăsta nostru mioritic, nu ne trece nici de cum. Dorin Chirtoacă ne-a învârtit de 3 ori, dar nu așa, până a distrus orașul ăsta. Și e că noi nici de cum nu ne învățăm a privi realităților în ochi, pentru că iarăși amestecăm cu vectorul politic, cu Uniunea Euroasiatică, cu Uniunea Europeană, cu nu știu cine. Și azi președintele la conferința științifică care a avut loc la Academia de Știință a spus: oameni buni, dar de ce cercetările sociologice nu spune așa o întrebare? Cine este pentru cutare vector, pentru cutare vector, dar cine este pentru Republica Moldova? Cine este pro-Moldova, să ne împăcăm și cu ce e și cu ce, dar orientați spre noi. Iată, în sensul ăsta, erau și demografi acolo, erau și reprezentanții asociației sociologilor, care dădeau afirmativ din cap că ar fi bine să construiască și asemenea întrebare. Deci, aceste virtuți sunt niște calități normale a unui om, numai că ele trebuie întrevăzute, înregistrate și mediatizate. Cam greu să găsește așa oameni, dar poate dă Dumnezeu. Domnule Roibu, anul ăsta foarte mult s-a discutat despre unionism, despre activitățile lor și așa mai departe. La întrebarea care este personalitatea politică din Republica Moldova în care aveți încredere, am discutat liderii, dar vrem să vedem și cealaltă extremă. Și cât este de straniu la cealaltă extremă: Adrian Cantu cu 1%, Dorin Chirtoacă cu 1%, Ilan Șor 0,6%, Iuri Leancă 0,6% și Traian Băsescu 0,36%. Haideți să vedem. Unii s-ar părea că sunt de mai mult timp în politică. Domnul Beniuc făcea referire la exprimarul Chirtoacă. Dar atunci cum s-ar explica și activitatea lui Leancă de ani buni pe arena politică, fiind și un simplu prim-ministru, da? Și atunci de ce totuși un indice atât de scăzut? Sub 1%, domnule Roy. Încrederea cetățenilor în anumiți politicieni este rezultatul direct al efectelor produse în urma aflării lor în politică. Spuneți în 3 lucruri care ar putea să mândrească Leancă, dar care au produs efecte foarte pozitive pentru țară. Eu nu găsesc. Eu mi-aduc aminte cum domnul lui stătea în 2014 și spunea că el va veni peste un an de zile cu factura la gaz, pentru că noi peste un an deja o să avem gaz din România, care va fi de 2 ori mai ieftin. Și iată că el azi este vicepremier pentru integrare europeană și nici obraz nu are măcar să-și dea o demisie din funcție. Se vede că cel mai probabil aflarea dumnealui în funcții publice îl avantajează și din punct de vedere financiar și politic și așa mai departe. Referitor la Dorin Chirtoacă sau și Traian Băsescu, nu trebuie uitat că ei sunt la o anumită etapă rude, ea este una contraproductivă pentru Republica Moldova. Moldovenii, atunci când vorbim despre implicare, noi doar totdeauna cei care susțin unirea cu România, pe ei foarte tare deranjează când vine Rogozin în Republica Moldova. Dar ei, pe de altă parte, nici nu observă că un asemenea Rogozin este și Băsescu, care vine tot la noi în Republica Moldova. Vorbim despre ratingul lui,
lui. Mi-aduc aminte de o vorbă de domnul Voronin care spunea: „Vă, друзья, как не садитесь, в музыканты не годитесь.” Cât de tare n-ar încerca Băsescu, oamenii noștri mai țin minte trecutul nostru pe care noi l-am avut. Sunt foarte atenți și la policieni, sunt foarte atenți și la ce vorbesc policienii dați. Iată, pe noi și eu cred că tinerii în mod special deja încep să nu mai creadă în iată că o să fie bine. Că o să fie bine noi tot știm, dar noi vrem să știm concret cum va fi bine. Noi pe valul ăsta în 2009 am crezut policienii că va fi bine și ne-am pomenit că la noi zilnic ne părăsesc peste 100 de oameni, fug din țara noastră. Da, noi am trecut prin furtul miliardului, noi am trecut prin procesul de închidere a școlilor, a spitalilor, noi am trecut prin procesul, domn Beniuc poate să confirme și mai bine, prin creșterea plății pentru contractul de studii, prin reducerea numărului de contracte, de locuri buget, la buget, prin burse foarte și foarte mici și așa mai departe. Noi nu mai credem deja că o să fie bine. Noi trebuie să veniți și ne spuneți atât concret cum va fi bine. Policienii care vin cu abordare de aceasta superficială, vorbind numai despre, unii vorbesc despre tancuri, alții vorbesc numai despre limbă, despre trecutul neamului, despre și așa mai departe, noi nu credem în asta. Nu, deja e timpul să vină și să prezinte ceva concret, real și serios alegătorului, ca alegătorul să gândească merită. Iată, mie îmi plăcea, cum spunea în mai multe platouri un expert de la noi din țară, domnul Valeriu Ostalep. El spunea, e timpul deja noi să vorbim, când un polician vine și spune că eu pe bani știu să construiesc 10 km de drum, dar altul spune, da, eu 12. Și cetățenii trebuie să aleagă din ei doi cine o să construiască până la urmă. Domnule Prohnițki, pentru mine cel puțin, ziua de astăzi a adus o știre importantă. Partidul Democrat din Republica Moldova nu-l va susține pe Andrei Năstase la primărie. Dumneavoastră, cum decodificați această informație? Era un fapt așteptat sau ceva nu a mers cu acest candidat și de aceea PD-ul a luat o poziție tranșantă? Știți, asta este declarația Partidului Democrat din Moldova, care, conform statutului, a fost adoptată la ședința unui organ de partid și a fost expusă astăzi. Așa. Ce se referă la susținerea candidaturii domnului Andrei Năstase? Andrei Năstase este un candidat comun a două partide. El nu este identificat ca un promovat și postat ca un candidat al dreptei, al dar cel puțin el se vrea a fi, cel puțin se vrea, așa înțeleg eu, în calitate de om și de jurnalist. Domnul, da, noi trebuie să fim corecți și nu trebuie să ducem în eroare opinia publică. Spunem lucrurilor pe nume. Dânsul, într-adevăr, este candidat a două partide. Dacă dânsul reușește ulterior, poate îi reușea și mai înainte, nu știu ce a făcut, e formațiunea lor, da? Ca să fie ținut și de alte formațiuni, el poate deveni un candidat unic. Dar asta îl privește pe dânsul și niciun partid, fie parlamentar, fie extraparlamentar, nu este obligat să susțină un candidat oricare. Dacă, eu știu, poate au fost niște negocieri, eu nu cunosc cu orice candidat a oricărui partid care acum poate fi inclusiv și independent. Un candidat independent poate fi susținut dacă se convine, se discută și de unele formațiuni politice. Totul e posibil. Am avut așa exemple în electoralele noastre, așa că... Domnule Prohnițki, nu vă spărați. Bănuiesc cei care ne vizionează la această oră se întreabă un lucru în raport cu dumneavoastră. Ecologiștii merg cu propriul candidat sau îl susțin pe unul deja existent? Da. Noi vom merge cu propriul candidat. Nu țineți cont de celelalte despre sugestii? Despre ce? Stați, vă rog, care sugestii? Îmi spuneți? Cel puțin făcute în public. Care sugestii? Anunțate... Că dreapta să meargă cu un singur candidat. Nici Partidul Verde Ecologist și nici celelalte partide extraparlamentare, din câte cunosc eu, discutând cu liderii, cu membrii conducerii acestor partide, nu au primit nicio invitație de la o formațiune politică ca să susțină un candidat oricare. Da. Au fost discuții care am zis în grup când au fost toate partidele extraparlamentare acolo, inclusiv și reprezentanții partidelor și megapartidelor. Da. Și atunci s-a discutat că trebuie să mai fie o întâlnire pentru a discuta, dar de acum
activitatea unor candidați au depășit timpul și evenimentele. Domnule Beniuc, astăzi de asemenea a fost făcut un anunț potrivit căruia avem și un prim candidat independent pentru funcția de primar. Eu vreau să vă întreb, făcând iarăși abstracție poate de persoana propriu-zisă, în Republica Moldova, un candidat independent, fie la alegeri locale, fie la alegeri parlamentare, are șanse reale? Nu, reale șanse nu are. Evident că nu are. Noi am vorbit anterior, vorbit pentru că sunt persoane susținute de partidele politice și ele nu reușesc. Mai mult ca atât, intervine uneori și cei de peste hotare, cazul Maia Sandu. Nu reușesc. Dar Mite, un om care dorește, poate sincer, ca să aducă beneficii oamenilor urbei și așa mai departe în cazul dat, sigur că nu reușește. Eu nu știu, dacă ar fi să fie un erou din poveștile cele mai vechi, dar lucrurile astea vă spun că nu este real, absolut nu este real. Da, eu mai vreau... Da, rezultatul, domn Beniuc, chiar să fie și erou, nu poate fi garantat. Tot ne-au demonstrat-o și experiența politică Republica Moldova. Da, se găsește ceva. Într-adevăr, eroi au candidat, însă populația... Domnule Beniuc, tot la dumneavoastră vroiam să zic. Lucruri strane, vorbim astăzi de lucruri strane în politică. Și-a dat demisia Chertoacă. Avem un alt membru al partidului, Valeriu Munteanu, care se vrea și el în fruntea primăriei. Ce se întâmplă iarăși cu PL? Și-a epuizat cadrele pe care le avea și atunci a scos în prim plan ceea ce a mai rămas? Sau se crede cu adevărat într-o victorie a lor? Pentru că sondajele îi dau 2,5%. Da. Deprinderea este a doua natură. Este așa o vorbă foarte deșteaptă, gândesc eu. Deprinderea este a doua natură, iar PL-ul s-a deprins cu reprezentantul lor în oraș. Ori în jurul primarului, Dorin Chertoacă, s-au căpătuit și neamuri, și neneamuri, și prieteni, și colegi de clasă. Și colegi de clasă. Și în sensul ăsta, deprinderea asta nu dispare într-un moment. De aceea, intenția este una clasică. Da? Mai încercăm o dată, poate reușim. Poate reușim cumva. Însă PL-ul cade cu tot cu lider, cu toți reprezentanții lui, cei mai ilustri, așa, cad și, nu doar în sondaje, dar ea cad din viața politică, pentru că poți să-i duci de nas pe oameni odată, iar noi moldoveni putem fi duși chiar și de două ori, a treia nu mai merge. A treia nu mai merge pentru că oamenii chiar intuiesc chestiunea. Dacă nu descifrează, atunci intuiesc. Că, domnule, noi suntem mințiți de acest PL, de acești lideri și așa mai departe. Scurt, mai avem câte 45 de minute pentru fiecare. Domnul Roibu, în această emisiune spuneam că 2018 e an electoral. Facem încălzirea politică pentru alegerile locale, după aceea vedem o dezvoltare reală a stării de lucruri în parlamentare sau lucrurile vor fi mai mult sau mai puțin trase la Indigo? Eu cred că urmările campaniei pentru municipiul Chișinău vor avea efecte și la nivel național. Asta este o platformă bună pentru promovarea partidelor prin cadrul campaniei electorale, dar și ca să poată să restabilească sau stabilească legătura cu legătorul și partidul pentru alegerile parlamentare. Evident că miza este alegerile parlamentare, ori aceea înseamnă guvernarea țării, nu doar a municipiului Chișinău. Și vreau să-mi dați fix 15 secunde. Ați vorbit despre cadrele Partidului Liberal. Ion Apostol, deputat în Parlament, PL, ficiorul său l-a pus director la AGP. Octavian Apostol Șalaur a fost și ministrul apărării și ministrul construcțiilor. Munteanu a fost ministrul mediului, a fost viceprimar, după care e candidat la funcția de primar, dar fratele său l-a pus vicedirector SIS. Ghimpu, pe un nepot l-a făcut primar, pe alt nepot l-a pus guvernator la Banca Națională. Rezultatele la toată această activitate noi o cunoaștem, anume de acesta ei și s-află în sondaj, acolo unde s-află. Domnule Prohnițche, iarăși scurt, atunci când vorbim despre politică, zicem întotdeauna că este nevoie de resetarea clasei politice și de înnoirea cu noi cadre. Credeți că anul 2018 aduce această resetare politică, atât la nivel local cât și la național? Noi ne dorim ca să fie resetarea aceasta, pentru că apare o întrebare. Cum și la Partidul Liberal și la alte partide, inclusiv și la PSRM, sunteți în Parlament, aveți președinție, vorba aceea, ce mai doriți? Lucrați oameni buni, așa?
Peleu a activat cât a activat, rezultatele sunt cunoscute. Eu cred că este un benefic pentru țară ca să fie promovate, alese și apreciate și alte formațiuni, alți lideri, da. Pentru că asta e o mișcare înainte, altfel nu e posibil. Domnule Prochnițchi, domnule Roibu, domnule Beniuc, mi-a făcut plăcere să discutăm în această seară, vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună!